Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Păi avem cu mâncare. Cum avem cu mâncare? Oh, ce surpriză! Știți că Jennifer Aniston a devenit oarecum controversată așa în timp ce filma Friends, pentru că a spus că ea mănâncă un singur tip de salată și că tot serialul ăla Friends, cât a filmat, a mâncat un tip de salată. Serios? Salata lui Jennifer Aniston. Și toată lumea s-a întrebat, dar ce salată mănâncă ea în fiecare zi acolo, jos a plictisit. Are și Brad Pitt de ea la un moment dat. Combinația preferată, deci, zice așa, că include întotdeauna brânză și ea spune că urmează principiul alimentar, asta dincolo de salată, urmează principiul alimentar 80-20. Adică? Ceea ce înseamnă că face alegeri alimentare sănătoase în 80% din timp. Și îmi dau seama că eu și eu urmez principiul 80-20 de ani de zile. Nu, chiar 80-20, adică eu în 80% din timp fac alegeri alimentare sănătoase, în sensul că nu mănânc și mănânc doar 20% din timp. Adică mai mult de 4 ore, 24 de ore, nu mănânc. Asta înseamnă 16%, cam așa cred că ar veni. Da. Deci, practic, sunt mai tare ca Jennifer Aniston din acest punct de vedere. E adevărat că nu mănânc salata asta. Deci zice așa, trebuie să ai un echilibru, din când în când mai mănâncă un burger, ca să o prăjiți, pizza, mâncare mexicană, aoleu, mi-e poftă. Și acum rețeta faimoasei salate a lui Jennifer Aniston. Uimește-ne! Salată verde, ciuperci, muguri de soia, ceva, presupun, roșii, avocado, măsline, felii de parmezan pecorino sau feta, migdale feliate. Deci fulgi de migdale. Da. Nu sună rău, și fără carne. Semințe de floarea soarelui, ou tocat sau poșat, un ou fiert sau nu știu ce, vinegretă, ulei și oțet sau sos ranch, nu știu ce. Da. Asta este sos ranch cu smântână și usturoi. O salată corectă. Da, și pe lângă asta ce mai mâncăm, nu te supăra. E sățioasă. Du-te, e sățioasă, deci, da. Are, da, niște, da, frunze, brânză și un ou. Și migdale. Nu are migdalele. Da, 10 migdale, 100 de calorii. Deci felii de migdale, mă, adică de migdale feliate, fulgișori de aia. Sute de felii, adică nu spune câte. Băi, slăbești numai din feliatul migdalelor. Da, mă, exact. Deci colegii mei în dimineața asta sunt așa. Zaf vrea să slăbească mâncând o șaorma pe zi și atât. Fac experiment. Și Luca a început, da, să-mi spune el mie dacă salata este sățioasă, mă, n-ai nevoie de altă salată. Pe bune, ce-i cu voi? 9 kg, băi, nu bă, sunt. Păi, a fost pe vremuri, ești ca El Bandi, care a marcat un eseu în liceu odată. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.